Cei mai buni dansatori din țară sunt prezenți în aceste zile la Reghin, unde se pregătesc intensiv pentru următoarele competiții naționale și mai ales internaționale. În perioada 7-11 iulie au avut loc antrenamentele pentru secțiunea standard, iar între 12 și 16 iulie se desfășoară cele pentru latino. Lotul național este găzduit de baza de cantonament de pe strada Pandurilor, unde la invitația președintelui Federației Române de Dans Sportiv, Vasile Gliga, sunt sosiți 10 de antrenori români și străini. Și anul acesta, ca de fiecare dată, lotul național se desfășoară la Reghin, dar avem prezenți la pregătirea lotului național, nu numai a dansatorilor, dar și a antrenorilor și arbitrilor, cei mai de top și mai competenți oameni ai dansului sportiv mondial, cei care de fapt au stabilit regulile de arbitraj la nivel mondial. Direct de la sursă, dansatorii, antrenorii și arbitrii pot să se informeze ceea ce trebuie să urmărească în pregătirea tinerilor pentru performanță. În funcție de secțiuni standard sau latino, perechile lotului național se pregătesc cu antrenori precum Katia Vanone și Gioia Cerasoli din Italia, antrenorii olandezi Maximilian Winkelhuis și Ruud Vermeij, sau din Spania Karina Rubio, care de 8 ani este nelipsită de la antrenamentele maraton ale echipei naționale. Avem Ruud Vermeij din Olanda, Max din Germania, din Italia Karina, din Spania Karina, din Italia Katia și Gioia, care antrenorii de standard. Deci pot să zic că din toată Europa, toată lumea bună a dansului sportiv. Llevo 8 años viniendo a Rumanía, al equipo nacional de Rumanía, y desde hace 8 años, cuando vine por primera vez, me sorprendió ver que tenían una mezcla tan buena, porque tenían la mezcla del este de disciplina, pero tenían sangre latina. Digo, ¿esto qué es aquí en Rumanía? ¿Qué pasa? Cuando venimos profesores extranjeros y hacemos el equipo nacional, pues me gusta muchísimo porque vienen también sus profesores. Entonces intento darles mi punto de vista de lo que sería para mí el baile, y entonces sus profesores junto a los niños, pues entonces adquieren más conocimiento. No soy la profesora de cada día, de cada semana, es alguien que me ven una vez al año, o cada 6 meses, o cada 3 meses, depende del bailarín, y entonces pues me tienen como tanto respeto que hay una disciplina y un silencio fantástica. Perechile prezente la sesiunea de pregătiri s-au arătat extrem de entuziasmate de antrenori, dar și de organizarea de care Clubul Dansul Viorilor din Reghin a dat dovadă. Pentru majoritatea participanților a fost o ocazie deosebită de a se întâlni cu antrenori de o asemenea reputație. Este mult mai practic pentru că ne antrenăm foarte mult, toată ziua chiar, și ne împrietenim și cu ceilalți copii. E și un colectiv. Da, și aflăm multe lucruri noi, interesante, și e onoare să lucrez cu așa antrenori de top, străini. Vă învață altfel, au alt stil de predare? Da, fiecare, după părerea mea, are un stil diferit de a preda. Și voi pentru ce vă pregătiți acum, în mod special? Pentru German Open Championship. Care este? În august. În august. La începutul august. Am venit la lotul național pentru a ne antrena. Este foarte greu să fii la un cantonament, să ții cont de niște reguli, de un program mai strict? Nu este atât de greu. Trebuie să fim atenți, să facem ce spune antrenorul, antrenorii dacă sunt mai mulți. E o pregătire foarte bună pentru următoarele concursuri pe care o să le avem în vară și din septembrie încolo. Alți antrenori din străinătate mai vin și ne mai antrenăm cu ei. Dar de zi cu zi doar cu antrenorul nostru. Am învățat multe zilele astea. Văd că vă antrenează alți profesori decât cei cu care voi sunteți obișnuiți, sau și alți profesori. Asta ce înseamnă pentru voi? Că vom avea o pregătire mai intensă și vom fi mai buni prin mai multe feluri de dans, de antrenament. Și vom învăța mai multe lucruri pentru concursuri. Pentru ce anume vă pregătiți acum? Pentru concursul German Open Championship, adică GOG, care se ține în Germania. Noi ne pregătim pentru concursul German Open. Da, încercăm să învățăm mai multe și... Ați mai fost la antrenamente cu lotul național?
Da, am fost aici, numai eu nu cu partenera mea, cu aveam și cealaltă parteneră și am fost cu ea. Și cum vi se par astfel de tipuri de antrenament? Foarte frumos și foarte fain și ne place foarte mult. Înveți multe aici, e frumos. Aici v-ați întâlnit copii din toată țara. Cum vă simțiți la antrenament? Foarte bine, ne place. Ați legat și prietenii? Da. Ce faceți voi aici, la Lotul Național? Am venit să ne pregătim pentru alte concursuri și ca să câștigăm multe cupe. Ce înseamnă pentru voi să vă antrenați cu alți copii din alte locuri din țară? Înseamnă să vedem dacă ei sunt mai buni decât noi sau nu. Este și asta un termen de comparație pentru a ști cât de bine să vă pregătiți, cât de intens să vă pregătiți? Vă uitați la ceilalți dacă sunt mai buni sau nu? Păi da, și încercăm să luăm ce este bun de la ei și să încercăm să facem și noi la fel. De data aceasta nu vă antrenați cu antrenorii Roman și Mirona. Cum vă simțiți? Păi este o încercare nouă, dar ne descurcăm. No country.